Accident rutier în comuna Izvorul Bârzii din județul Mehedinți. Din primele cercetări rezultă că un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile. Totul s-a întâmplat pe fondul neadaptării vitezei la condițiile meteo nefavorabile, șoferul pierzând controlul autovehiculului. Neatenția la volan, lipsa de experiență și vremea nefavorabilă fac în continuare victime. Un tânăr de 19 ani din municipiul Drobeta-Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe DC7, s-a răsturnat în afara părții carosabile. Un tânăr de 19 ani din municipiul Drobeta-Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe DC7, s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma impactului a rezultat rănirea unui pasager care a fost transportat la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Conducătorul auto a fost sesat cu privire la consumul de băuturi alcoolice, rezultatul fiind negativ. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Pompierul Drobeta-Turnu Severin a intervenit în localitatea Halânga la un accident rutier, la un autoturism răsturnat, două persoane surprinse în accident. La sosirea echipajelor de intervenție, cele două persoane se aflau ieșite afară sau autoevacuate din autoturism. Am acordat primul ajutor unei singure victime, deoarece cea de-a doua victimă a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la OPU pentru îngrijiri medicale. Fracturi? Posibile fracturi la membru superior stâng. Mulțumim! În urma impactului au rezultat două victime. Una dintre ele s-a autoevacuat, refuzând transportul la spital, iar a doua persoană a fost preluată de echipajul ambulanței. Pompierii s-au deplasat de asemenea la fața locului. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.